pregătirile localurilor de școală și aprovizionare cu materiale necesare și combustibil pentru anul școlar 2018-2019. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Comunei Berești-Azlău ca membru fondator la înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Azlăul Verde, a actului constitutiv și statutului Asociației ADI Azlăul Verde. 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 și probleme diverse. Vă consult dacă mai sunt și alte probleme pentru ordinea de zi. Dacă nu mai sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumim. Împotrivă, abțineri, în unanimitate, ordinea de zi a fost aprobată. Dăm cuvântul domnului Trofim Ioan pentru a prezenta materialul pregătirii locale. Raport privind pregătirea localurilor de școală și aprovizionarea cu materiale necesare și combustibil pentru anul școlar 2018-2019. În vederea desfășurării în condiții bune a procesului instructiv educativ în anul școlar 2018-2019, toate localurile de școală au fost pregătite pentru începerea noului an școlar, efectuându-se lucrări de curățenie în toate serverele clase și repararea mobilierilor în toate școlile guvernale cu unele de stabilit. La școala gimnazială Berești-Azlău au fost efectuate lucrări pentru care au fost cheltuite următoarele sume. Vidanjare 2099,16 lei. Materiale curățenie 3045,10 lei. Materiale de curățenie procurate de la următoarele firme. Metro 1539,13 lei. Dedeman 756,67 lei. Calormin pas dezinfectant 750 lei. Materialele de întreținere au fost procurate de la următoarele firme. Dedeman 4572,88 lei. Griffith Construct 922,38 lei. Apex Auto 634,50 lei. S-au efectuat lucrări de curățat coșuri de fum plus centrală în valoare totală de 674 lei, după cum urmează. PFA Express Silviu Sorin 224 de lei, PFA Ciuhui Marius 450 de lei. Școlile ce aparțin de școala gimnazială Berești-Azlău au fost aprovizionate cu lemn foc pentru perioada întregului an școlar. Au fost aduse 12 mașini, 15 metri stele, parcurzate celor trei școli, respectiv Berești-Azlău, Testa și Enetești. În total au fost aduși 180 metri steri, în valoare totală de 59.976 lei. La școala gimnazială numărul 1 Turuleanu au fost procurate materiale pentru reparație și întreținere de la următoarele firme. Griffit Construct 447,71 plus 227 de lei, egal cu 674,70 de lei. Aprex Auto 1989,68 lei, total 2664,39 lei. Au fost achiziționate materiale de curățenie de la următoarele firme. Metro 1190,99 de lei, Calormin Paz de Silvectan 750 de lei, total 1940,99 de lei. Au fost cumpărate de la firma IT Solutions furnituri de birou în valoare de 1178,84 lei. Pentru perioada de iarnă au fost cumpărate de la firma Edna SRL 10 mașini ori 15 metri stele partizate celor două școli din Turuleanu și grădinițelor din cele 7 sate ale comunei 150 metri stele în valoare totală de 49.980 de lei. Conducerile celor două unități școlare, personalitate juridică, respectiv domnul director Dumitru Viorel Georgian și doamna Eșulă Bănuță, s-au preocupat de buna aprovizionare și întreținerea unităților școlare. Pentru curățenia și întreținerea școlilor au fost folosiți îngrijitori și muncitori calificați pentru a face economii, deoarece bugetul este limitat și nu permite utilizarea unor firme de curățenie și reparație. Da. Mulțumim, domnul Trofim. Vă rugăm să veniți cu discuții, alte probleme care nu s-au rezolvat
poftim, domnul Stan? Trebuie că aproape la toate școlile, în curte și afară, nu uita de bruiala. Primul copii cu bruiala la Brisaga, împrejurul școlii și interior, bruiala e la ea acasă. Și mai sunt și alte școli care nu s-au făcut. Și acum, cu 45 ședințe, am spus la școala Brisaga, am dat sursa de apă de unde toate alimentele la școala, nu s-au făcut nimic. Copiii cei mici, iarna, se ducă la WC-ul iarna, în viscol, se ducă la WC-ul în curte, nu știu dacă e logic. Și cum am ajuns la standardele este, să mai ducă copiii în curte la WC-ul. Nu știu. Am spus de unde se poate bea apa, este țavă, trece prin curtea școlii cu apă care se alimentează stan, nu se vrea să înțepe de țavă aia, nu știu dacă e ilegal. Are autorizat școala la părinte la Brisaga? Are? Cum s-o autorizat să la apă? Asta este. Nu știu, nu vă supărați, e realitate. Nu vă spun realitate. La 3 școala gimnazială de reștat la 3 unități. Bruiele este... Vă invit să vedem bruiele. La Imechei știți numai, numai la Salcâmp. Numai Salcâmp. Astăzi se rezolvă. Deci asta l-a prins acasă. Trebuie să ia Salcâmp. Nu Salcâmp. Tu filialea să sunt copiii. Deci e vorba de cele... Săptămâna asta se rezolvă. Bereștea Zău. Este curățenie, Testan este curățenie. Eu ce-am văzut? Și astăzi, dacă mergeți la Imechești, e și acolo personalul de la școală și personalul de la ajutorul social. Știi bine, dacă se face cu toate bine. Dacă la 10 septembrie nu-i curățenie... Dar cu apa la școală la Imechești, dacă este pus de apă sus în deal, este pus mare de apă, se poate trage? Nu se vrea. Eu știu. Nu, dar haideți să încerc să răspund eu. Sunt totul de acord că, într-adevăr, trebuie apă, obligatoriu apă, grupuri sanitare în interiorul clădirilor de școală. Acum ați văzut că am avut și o realocare a spațiilor școlare și, în momentul de față, trebuie să ne pliem și pe noile condiții pe care trebuie să le îndeplinim. Respectiv, în școlile mici, Brisaca, Boșoteni, Românești, vor să rămână numai grupele de grădiniță. Curățenia este făcută în interior. Eu chiar ieri am fost alaltă, am fost la Brisaca, deci în început de altă era chestia de ieșit și în afară și de curățenie. Școala începe pe 10 septembrie. Până pe 10 septembrie, toată curățenia va fi lună, adică totul va fi lună în incinta școlilor și important este că s-a reușit a se face curățenia în interiorul localului de școală, s-a făcut curățenia doar cu oamenii de servici, nu s-a plătit niciun fel de firmă, cum se face, în alt, cum se fac, se face de fapt de regulă în alte unități școlare sau cu contribuția părinților, s-a făcut cu ajutorul celor de la ajutor social, curățenie, atât curățenia internă, s-au băgat, sunt lemnele băgate în magazie, crăpate, așezate ca pentru iarnă. Deci haide să vedem lucrurile în ansamblul lor și nu numai de dragul de a comenta. De a vorbi. În același timp, cu instalația de apă de la Brisaca, am luat legătura cu proprietarul, că sursa de apă nu este pe teritoriul, pe terenul public, este în domeniul privat al unui cetățean. Noi acolo trebuie să, să fim foarte atenți în ceea ce facem, pentru că sursa de apă trebuie securizată, trebuie împrejmuită, trebuie în așa fel încât să nu punem cumva în pericol copiii. Noi avem puț forat în curtea școlii, însă perioada, în ultima perioadă a secat. Culmea e că în bazinul de la unde este hidroforul, e apă, a inundat hidroforul, deci ăsta aflându-se la suprafață, pe când în puțul cel de jos nu e apă. Da. Problema va fi rezolvată, fără probleme. Trebuie să ținem seama de următoarele etape pe care trebuie să le facem acum, după ce s-a terminat cu curățenie în interiorul localurilor. Neapărat, pentru că asta este și etapizarea. Urmează să facem dezinsecția și dezinfecția. Este programată. E programată, știu eu, foarte bine chestia asta. Verificarea instalațiilor electrice și distribuție, dar și prin
dar și desființarea sistemelor de alimentare centralizate cu energie termică. Utilizarea gazelor naturale conduce, pe lângă avantajele certe ale comodității utilizării acestui combustibil, și la obligativitatea folosirii raționale a acestuia prin utilizarea unor echipamente cu randament ridicat, cu funcționare automatizată și sigură, precum și cu eficiență și responsabilitate din partea utilizatorilor finali. În acest sens, din analizele efectuate la nivelul fiecarei unități administrative teritoriale, rezultă cu claritate că pentru buna funcționare a serviciului public de alimentare cu gaze naturale sunt necesare investiții financiare considerabile în acest sistem, ce depășesc capacitatea financiară a acestor unități administrative teritoriale. Astfel, având în vedere că Consiliul Local are în competența soluționare atribuții, privind gestionarea serviciilor furnizate către cetățeni, precum și atribuții privind cooperarea interinstituțională pe plan intern și extern, asigurând, potrivind competențelor sale și condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local, acestea hotărând cooperarea și asocierea cu alte unități administrative teritoriale din țară și sau din străinătate, se impune adoptarea unei hotărâri în scopul și pentru promovarea unor interese locale ale Comunei Berești-Azov. Consideră oportună asocierea Comunei Berești-Azov cu unitățile administrative teritoriale Strugari, Scorțeni, Poduri, în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Tazov-Verș. Examinând dispozițiile articolului 36 din legea 215/2001, supun spre aprobarea Consiliului Local proiectul de hotărâre următor. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Comunei Berești-Azov ca membru fondator la înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Pazlouă Verde, a actului constitutiv și statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, o să zic ADIDE, Pazlouă Verde. Având în vedere cadrul legal prevăzut de legislația în vigoare, propunem articolul 1. Se aprobă participarea Comunei Berești-Azov ca membru fondator la înființarea Asociației de Dezvoltare ADI Tazlău Verde. Articolul 2. Se aprobă actul constitutiv al asociației în forma prevăzută în anexa 1 la prezenta hotărâre. Articolul 3. Se aprobă statutul asociației ADI Tazlău Verde în forma prevăzută în anexa 2 la prezenta hotărâre. Articolul 4. Se stabilește sediul Asociației ADI Tazlău Verde în Comuna Berești-Azov, sat Berești-Azov, numărul 43, județul Bacău. Articolul 5. Se aprobă participarea UAT Comuna Berești-Azov la patrimoniul inițial al Asociației cu o contribuție în numerar în valoare de 500 de lei și a sumei de 1000 de lei, reprezentând contribuția anuală pentru susținerea activității Asociației. Articolul 6. Desemnează pe domnul Turban Dumitru în calitate de primar, identificat prin CNP, domiciliat în Comuna Berești-Azlău, ca reprezentant al Comunei Berești-Azlău în adunarea generală a Asociației ADI Tazlău-Verde. Articolul 7. Se împuternicește persoana desemnată în articolul 6 să semneze actul constitutiv și statutul Asociației Tazlău-Verde. Articolul 8. Se împuternicește cabinet de avocat a Tudorei Alina Andreea, cu sediul municipiului Iași, prin avocat titular a Tudorei Alina Andreea, să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea Asociației ADI Tazlău Verde în registrul asociațiilor și fundațiilor de pe lângă greva judecătoriei Moinești. Și articolul 9. Cu aducerea la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează primarul Comunei Berești-Azov, compartiment financiar contabil, impozite și taxe locale. Deci acesta este proiectul de hotărâre. Noi am mai discutat despre înființarea acestei asociații. Noi avem și forma vasii finală a statutului și a actului constitutiv.
În schimb, acum, în momentul de față, și astăzi și ieri au fost încă două ședințe la celelalte comune, au ieșit și au dat și ei acordul privind înființarea asociației. Urmează să ne întâlnim mâine sau luni, ca să, într-o primă adunare a membrilor fondatori, așa fel încât să alegem organele de conducere al asociației și să definitivăm apoi și celelalte chestiuni, proceduri legate de funcționarea asociației și în baza statutului, bineînțeles. Asociația nu are numai scopul, numai pentru proiect, nu este numai constituită, nu numai pentru proiectul de înființare a rețelei de gaze naturale, de distribuția gazelor naturale, ci și pentru alte și alte proiecte care pot să apară în continuare și se poate folosi această asociație ca o unitate mai mare, în așa fel încât fondurile pe care le putem atrage să fie pe măsura mărimii asociației. Deci, de exemplu, sunt proiecte care mergeau pe 1 milion de euro dacă era prezent la nivelul unei comune sau ajungea până la 6 milioane de euro la nivelul asociației, ceea ce e o chestie. Adică se pot rezolva mai multe probleme și așa cum am avut și avem și GAL-ul, în cadrul căruia se pot dezvolta proiecte de dezvoltare locală, așa și în cadrul ABI putem să promovăm și alte proiecte, dacă sunt probleme legate. Dacă sunt obiecții la este un lucru foarte bun demara aceste proiecte și cred că suntem de acord să le susținem. Cine este pentru? Mulțumim. Împotriva, abțineri. În unanimitate s-a aprobat proiectul de hotărâre. Directorii spuneți. Da. Dacă vreți să rămână, nu e o problemă, da. Directorii, deci cine vrea să mai rămână, este primit. Nu rămân, dar eu să nu aflu mai mult decât doamnă. Da, poate aveți probleme și asta. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2018, prezintă contabil, domnul contabil, șef, Ivan Pazic. Da. Raport de specialitate privind rectificarea bugetului local pe anul 2018. Pantul Mitru, privind în care vor doar acord principal decrete, Ivan Pavel, consilier și Mihai Cornea, referență în cadrul Consiliului Local al Comunei Bereștador de Bacău. Doamnelor și domnilor consilieri, vă spunem spre analiză, dezbatere și aprobare, rectificarea bugetului local pe anul 2018, după cum urmează. Având în vedere ca bază legală legea numărul 2 pe 2018 privind bugetul de stat pe anul 2018, legea 273 pe 2006 privind finanțele publice locale, comunicări și complicările ulterioare, adresa comună a școlilor Berești, Azov și Tuleanu, numărul 1719 din 27-8-2018 și 781 din 2019-2019, la un aliniat la alt. De la un articol la alt, în partea același titlului, sub capitol și capitol, în temeiul articolului 36 aliniat 4, litera A și articolul 45 aliniat 2, articolul 48 aliniat 2 și articolul 115 aliniat 1, litera B și articolul 117 din legea 215/2001 privind administrația publică locală republicată cu completări și modificările ulterioare. Propune aprobarea rectificării bugetului școlilor pe anul 2018 și elementul 3 pentru titlul de bunuri și servicii, prin virări decret la un aliniat la altul și un articol la altului, de la un subcapitol la altul, în cadrul acelui capitol, pentru școala gimnazială Comuna Bereștazor și pentru școala gimnazială numărul 1 satului Loianu, după cum urmează. Deci, așa după cum ați văzut, toate transferurile și virările de credite se fac în interiorul aceluiași capitol, reprezintă bunurile și serviciile. Nu o să vă citesc exact ce scrie la fiecare capitol, furnituri de birou, materiale, curățenie, iluminat, apă, canal, poștă, materiale pentru prestări servicii. Eu vă spun suma
cheia de la capitolul 65020401, suma 31,30.000 lei și se distribuie la 65020302, 23,40 lei și la capitolul 65020301, 7,90.000 lei. Asta este pentru școala Truianu, iar pentru la școala Berești, deci tot aceleași prevederi, viramente la un capitol la altul și la un aliniat la altul, se ia de la capitolul 65020301, suma de 31,90.000 lei și se distribuie 8,90.000 lei la 65020302 și 23.000 de lei la capitolul 65020401. Deci, cu prevederile de la alineatul 1, se va reactualiza bugetul de anul 2018. Deci, această rectificare este doar pentru școlile din comună și numai la capitolul 20, pe care și gestionăm ca buget local, privind bunurile și servicii. Mulțumim, probleme, discuții referitoare la proiectul prezentat de domnul contabil. Nu sunt, ăștia sunt banii. Se pune spre aprobare. Cine este pentru? Mulțumim. Împotrivă, abțineri. În unanimitate s-a aprobat și proiectul privind rectificarea bugetului local. Și mai avem probleme diverse. Dacă sunt, vă rog să... Probleme diverse, tocmai aș vrea să vorbesc ceva. Totuși îmi pare bine că v-ați apucat de drumul ăla prin Saca, dar s-a pus, nu știi, poate să continuă, sporadic, nu știi, la Astru, dar trebuie întins vara asta, oameni, cum a venit cărța la vale și rupe căruța, când de-a lăsat că am rămas. Și trebuie acolo șanțurile, trebuie făcute de la Cosma, la deal, până la ieșirii, pe dreapta, că pe mine azi vară, când au fost ploile mari de dormi, în drept, mi-a străcat tot. Suntem 5 familii care suntem ca într-o povată și tot apa de acolo o mintem grădinile noastre. Și mai trebuie un șanț, un primar, făcut drumul ăla care l-ați făcut de la, la deal acolo, trebuie un șanț. Ce am luat drum lateral, care nu se gerubă pe el acum deloc, de la așa, lui Cristia, cum îi spune, drumul și-a luat deal. E numai că mi-a rămas și acolo ar trebui un șanț pe partea de la vale, ca apa când vine din pe deal să o iei șanțul cealaltă la vale, ca să nu mai vie la vale toată, că duci iar balastrul la vale, îl duci în grădinile noastre pe acolo, înțelegeți? Și șanțul trebuie făcut ca lumea așa, că șanțul e tot colmatat și numai bruiană pe el. Și apa... drumul e plin de măscăriși. Și drumul e plin de măscăriși, dar nu este acolo ce acolo. Trebuie, tot e numai găuri, numai veste. Și iar vă mai spun o chestie, vă rog, nu vă spărați pe mine. Nu-mi place în comună cum stă zonele și curățenia în comună, absolut deloc, zero, arat. Pe luați toată comuna asta și verificați-o cu mașina, dacă este zonele consietie. Avem 120 de oameni la ajutor social. Ori 5 zile fiecare om pus în mare, 600 de zile lucrătoare, 8 ore. Păi 600 de zile lucrători, eu să fac comuna asta de dai cu bici, domnule. Ei tot, numai bruien, îi lechești prin Saca. Nu dacă tot, da, dacă tot... Dar nu viu eu, nu viu. Dar de ce să-i plătim oamenii ăștia? Stai mică, dar... Mă lasă, vorbesc și pe urmă spuneți. Dar de ce să plătim oamenii ăștia? Dă-ți la și țineți. Dar cine am mai, frate? De tot ce afară, domnule. În alte comuni, văd că nu mai sunt nicio la școală social în metrie. La și ții. Păi ăsta mă împui, mă iei piese jumate cât mini. Acum sau discutăm? Păi discutăm. Păi stai un pic, ai zis că e cuvântul. Spune, Goleanță așa păi, de așa. Păi să-i punem la treabă, domne. Să-i punem la treabă să fie jnuri toată comuna de Bruian. Toate zonele și toate șanturile sunt pline de Bruian, domnule. Nu spun cu răutate. Dar pe care zona ai umblat? Mergem acum, vă să iei mașină la mine. Ei, cred că... Prisaca, Inechești, toată... Dar de ce nu lăsați să vă... Vrei să vezi un circ televizat sau... Ei, nu de asta de televizat, cu televizat. Trebuie făcut, dar stau degeaba oameni ăștia. Nu cred. Și eu niște bani aiurea. Păi și poliția comunitară, să-i verifici, domnule. Să vii cu echipa prin Prisaca, prin Inechești, prin asta, să stii cu fiecare, să-i verifici, 8 ori, să stii la treabă. Avem însă poliția comunitară, fiecare este sat împărțit, nu?
Până acum ai fost în concediu sau nu? Nu înțeleg. Nu, am fost. Dar ei văzut oamenii lucrând pe șanțuri, pe toate șanțuri. Acum să vină să vă măture și la poartă. Nu să vii și la poartă să mă și la poartă vreți să vă măture și în curte. Nu, nu mă măture. Nu fac curățenie. Chiar așa. Și ar trebui chiar și la poartă să muncească, din cauza că e banii noștri. E ăștia de ajutor din banii bugetului țării. Dar nu ați fost dumneavoastră așa, dacă vă place cum arată burnierul în cozut. Da, așa s-a înțeles. Eu nu vreau să... Poliția Comunitară să dea un raport lunar și face... Și de unde știi că nu vreau raport? Dar nu-i văd odată, domn primar, nu-i văd odată pensabile noastre. Eu nu-i văd. Sunt șase, dar nu văd. Ești după marfă. Deci, vis-a-vis de discuții, aș vrea să spun că circulând mai des prin zona Tescanii, Bojoteni, văd oameni de ajutor social, însoțiți de cei de poliția locală, care își fac treaba. Cosesc, întrețin șanțurile, ce? Îi văd făcând, nu știu, pe Saca, pe Năghești, nu pot să spun. Dar zona Tescanii, Bojoteni, românești, chiar lucrează. Chiar se lucrează, nu știu de ce. Dar Burela de ce este? Deci v-am spus, zonele de ce? Unde ce fac mai des? Și este Burela, care a făcut lumea. Hai să fie. Nu iată de oameni, dar să îmi nasc cu penelist, eu nu vreau penelist, nu vreau să facă ordine. Că eu niște bani, eu am spus să o în față de și eu bani niște bani degeaba. Terminăm cu ei, domnule, se duc la muncă, că în țara asta sunt locuri din muncă de lume. Nu pot să-i suport, să iei niște bani și să nu facă dreapta. Asta e. Altceva? Atât am alte probleme. Dar eu nu vreau să intru în polemică pentru că îmi dau seama că din 10 ședințe de până acum nu a ridicat niciodată problemă. Acum văzându-se în centrul ecranului. Dar nu te să mă rog, că nu mai fost ședințe cu asta. Pentru că eu sunt, adică eu știu foarte bine care sunt ultimele, cel puțin acțiunile care sunt făcute cu ăștia de ajutor social, chiar au fost dimineața până seara, nemâncați au stat. Nici așa să dăm cu barda în oameni, că vrem să ieșim noi în evidență la o emisiune care se televizează. Că haideți să fim realiști și să fim cu picioarele pe pământ. Toate, acum au ajuns oamenii să ceară să le facă curățenie și în fața porții. Sunt șanțuri betonate, mai ales în Prisaca, acolo unde deputat sunteți, așa se zicea înainte, deputat. Sunteți consilier local. E, ca un consilier local nu vin numai să... Contajele la oameni. Măi, sunt contajele. Lăsați-mă, nu mă blamați, eu știu, spui realitate. Asta nu înseamnă blamă. Domnul Stangă, deci când ați vorbit dumneavoastră, tot da. Ce v-am ascultat. Da, da, trece pe chestia asta. Deci n-are rost să batem apa în piu pentru niște lucruri care să stăm acum să contabilizăm, să vedem exact ce s-a făcut, ce nu s-a făcut, pentru că, în general, nu trebuie să luăm. Vin oameni din afară și le laudă pentru modul în care arată comuna, cum e îngrijită și cum e așa, și vin noi ca să le facem zmei. Au fost zile liberești, au muncit oamenii care... acolo, au făcut curățenie după aceea. Ce-i făcut? E frumos! Toată mizeria aia care s-a făcut acolo, cu cine? Sau cu oamenii da. De la ajutor social. Ce vroiam să vă mai spun este faptul că s-ar părea că se deschide în cel mai scurt timp posibil un PNDL 3. Deja am luat legătura și la minister și se realocă niște fonduri care nu au fost cheltuite pentru PNDL-ul 2. Și să propunem un proiect. Noi avem proiectele depuse, solicitările făcute pentru încă vreo 7 proiecte, care am făcut în 2017. În câte am discutat, rămân în vigoare, rămân în atenție, numai că acum o să insistăm pe proiectul cu drumurile locale, cu modernizarea drumurilor locale. Mă refer aici la ulițe și ulicioare, de prin fiecare sat care au rămas în afara drumurilor principale. Și am făcut o inventariere, în așa fel încât, mai ales în Tescanii Românești, Prisaca și Ienăchești, toate ulițele care și Belești, da? Mai ales că aici, unde avem deja și cum
aprobată rețeaua de apă și de canalizare, să le propunem pentru modernizare, în așa fel încât să mergem într-o succesiune logică. Va trebui să discutăm cu fiecare în parte pe sate. Eu am trimis poliția locală pe care domnul Stanovele a trecut din casă în casă, odată pentru inventarierea imobilelor și suprafețele de ținută, adică ocupate de construcții și curți construcții, precum și pentru renumerotarea străzilor, denumirea străzilor și numerotarea, o altă numerotare a caselor, în așa fel încât să putem să dăm o hotărâre pentru numerotarea străzilor și numirea lor, denumirea străzilor respective. Acum, în prima fază avem denumirile cunoscute tradițional, eu știu, la Văduț, la, eu știu ce mai sunt, ulițele care sunt cunoscute, cum sunt cunoscute, și până vedem dacă le adoptăm în forma cunoscută acum sau adoptăm o altă denumire funcție de și de specificul locului. Pentru că, de exemplu, la Tescani, normal că o să legăm de toate, adică majoritatea denumirilor străzilor de George Enescu și de Tescan. Eu mă gândisem și la o denumire a străzilor după localități, știu, Prisaca, să dăm nume de flori străzilor. Să nu o numești pe bază de o persoană. La Oșoteni, un alt exemplu, mai mic, fiind atestat satul cu cea mai mare, cea mai veche atestare documentară, dai nume de voievoz, scriitor și așa mai departe, din alte locale. Dar asta o să o discutăm caz cu caz în fiecare, de fiecare sat în parte. Problema lucrărilor sau lucrurilor care se întâmplă în primărie nu este atât de simplă și nu este cea pe care o blamăm, tot îi dăm așa cu tipul. Sunt, avem 7 proiecte în derulare și vă dați seama că pentru fiecare proiect în parte trebuie să lucrez cu foarte mare atenție, mai ales în sectorul contabil, dar și la cadastru și celelalte. Trebuie să fim foarte atenți, pentru că sunt atâtea documentații, uitați-vă numai acolo, e numai proiectul de drum. Urmează construcția și așa mai departe. Deci fiecare filă dintre aia, fiecare filă e semnată, corectată, ștampilată, scanată și așa mai departe. Deci nu, așa e. Hai să ne ocupăm de buruiana pe care am văzut-o ei. Lucrurile astea trebuie să le simțim cu toții și am făcut de multe ori, de cele mai multe ori am făcut referire la faptul că atunci când suntem consilieri locali, nu suntem numai pentru ședința de o oră, suntem consilieri locali și în celelalte 30 de zile. Adică fiecare în sectorul meu, acolo discut cu oamenii, văd despre ce e vorba, mai atrag atenția, mai Ina Gheorghe, vezi că acolo șanțul ții murdar, vezi că mălit, vezi că ai buruiană la poartă. Sunt și lucruri pe care trebuie să educăm pe oameni, nu trebuie să le... am observat, eu am trecut cu mașina, fac o tură de comună și mai mă duc la ședință să le și le fac. Nu asta. Cei mai mulți, și pentru asta vă și mulțumesc celor mai mulți dintre consilieri, cei mai mulți se implică și, într-adevăr, pentru orice problemă. S-a ars un bec, a căzut o creangă, un pom, mă rog. Suntem anunțați și intervenim, dar nu așa numai inspector șef. M-am săturat de inspector până peste cap. Bine, nu mai vorbesc de nu vreau să ajung la discuție de genul ăsta, nu vorbesc asta. Da. Sperăm că mai sunt probleme. Nu mai sunt, nu? Mai fi ceva. Tot problema cu iluminatul sunt de curioase pe rețea. Și la poda de scan sunt 2 stâlpi. De lemn, care stau, susțin cabluri de telecom. Să iei mai jos și până o să vină extrăitoare. Da. E o problemă. Mulțumim de participare și ne pregătim pentru următoarea ședință. Mai bine. Partea a doua.